Un pompier a fost reținut și este anchetat sub acuzația că ar fi incendiat cu bună știință casa fostei partenere. Focul a fost pus la terasa locuinței. Conform Gândul.ro, un pompier este cercetat de procurorii militari după ce ar fi incendiat o locuință din județul Sibiu. Casa a fost distrusă în totalitate de flăcări, dar din fericire, proprietara casei și cei trei copii ai săi nu se aflau înăuntru, în interior, în acel moment. Colegii bărbatului au stins incendiul după 2 ore. Parchetul militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a transmis printr-un comunicat de presă că procurorii militari din cadrul parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj au dispus începerea urmăririi penale față de un pompier militar din corpul subofițerilor pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Flăcările s-au extins, cuprinzând acoperișul de 150 de metri pătrați și distrugând în totalitate mansarda și bunurile dinăuntru. Proprietara și cei trei copii ai săi nu erau acasă, iar pompierii au salvat câinele și papagalii familiei. Tot ei au stabilit că incendiul a fost pus, iar bănuielile s-au îndreptat imediat către fostul partener al femeii. Relația lor a durat un an și nu s-a încheiat bine. Bărbatul o hărțuia și o amenințase că va da foc casei, spune ea. De altfel, înștiințase poliția despre această situație. Individul este cercetat acum de parchetul militar, relatează mesajul.ro.